să fie Domnul. Deci amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mă bucur din toată inima că putem petrece câteva clipe împreună în prezența Domnului Iisus Hristos, așa cum El a promis că unde sunt adunați doi sau trei numele Lui, El este acolo. Și în prezența Domnului Iisus să ne aducem aminte de cei care ne-au fost îndrumători spirituali în mersul acesta pe calea Lui Dumnezeu. Pentru că singura fericire pe pământ este aceea de a cunoaște Creatorul, de a-L cunoaște pe Cel care are grijă de noi și de a călca pe urmele Lor. Și un comentator al Bibliei a spus câteva cuvinte pe care și eu aș vrea să le amintesc și spune așa: cine te adâncește în pământ, află aur. Cine te adâncește în apă, află pești. Cine te adâncește în cărți, află cunoștință. Cine te adâncește în păcat, află iadul. Cine te adâncește în Scriptură, îl află pe Iisus. Cine te adâncește în Iisus, află mântuirea. Și îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea această putere, să pătrundem tainele Evangheliei, ca să aflăm, să-L aflăm pe Domnul Hristos și împreună să căpătăm mântuirea, darul cel mai de preț pe care Dumnezeu l-a oferit creației sale, adică nouă. Și așa cum s-a amintit de la început de către fratele Nicu, ce spune Pavel evreilor și amintim și noi în capitolul 13, versetul 6, pentru că este benefic și foarte bine pentru noi să unim trecutul cu viitorul pentru ca prezentul să nu se prăbușească. Să facem o punte între trecut și prezent, între trecut și viitor, ca prezentul să nu se prăbușească. Ne aducem aminte de cei care ne-au îndrumat pașii pe calea lui Dumnezeu, privind țintă la căpetenia de săvârșire noastre, care este Domnul Iisus Hristos. Nu slăvim pe oameni, ci prin oameni dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că ei ne-au îndemnat pașii spre Dumnezeu. Și Pavel spune în Evrei 13 cu versetul 6: așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte de mai mare voștri care au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de teamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Și este bine să ne aducem aminte de mai mare noștri, să privim cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire, pentru că astfel putem și noi, și ne este mai ușor, să călătorim pe urmele lor. Pavel spune: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Părintele Iosif și șirul de martori, de care suntem înconjurați, au spus același lucru. Dacă ei au călcat pe urmele lui Hristos, și noi este bine să călcăm pe urmele lor, că vom ajunge la ținta de săvârșire noastre, adică la Domnul Iisus Hristos. Și pentru că ne aducem aminte de fratele Constantin, pentru că mi-aduc aminte că în anul 1977 m-am mutat cu locuința în Galați și eram atunci venit în oraș. Și singura noastră alinare era în prezența fratelui Constantin, în prezența fraților din Galați, atunci cunoscuți pentru mine, la frații de la B10, cum spuneam noi atunci, și oriunde se aflam de întâlnirile acestea, făceam tot ce e posibil să ajungem acolo, chiar dacă era destul de greu, chiar dacă era destul de anevoios să ajungem acolo, pentru că așa erau condițiile de atunci. Totuși, pentru mine, fratele Constantin a fost, este și va rămâne un îndrumător spiritual care trebuie să-i aduc eu în primul rând și noi toți care l-am cunoscut toată cinstea cuvenită. Și pentru că am intrat în posesia unor informații, cred că le știți și frățile voastre, dar sper cu toate că timpul este scurt și nu știu dacă n-aș vrea să ocup prea mult, doar câteva date despre fratele Constantin, care spune așa: s-a născut la 20 octombrie 1921, în comuna Liești, raionul Liești, regiunea Galați, din părinții Vasile și Stana. A lucrat ca funcționar la data condamnării din 1959,
Era căsătorit cu Mariana și avea 3 copii, 2 băieți și o fată. Avea domiciliu în comuna Liești. A intrat în oastea Domnului prin anii 1935-1936, după cum el însuși declara în timpul anchetei. În anul 1935-36 m-am încadrat în Asociația Religioasă Oastea Domnului, în care am activat până în luna mai 1959, când am fost arestat. Arestarea din 1959. În declarațiile sale precizează faptul că nu am fost judecat. În anul 1951 am fost arestat și internat la colonia de muncă Capul Mitia până în luna aprilie 1952. Am fost arestat de către organele de securitate din Galați. Arestare din 1959. A primit mandat de arestare în 13.05.1959, emis de MAI Galați. În timpul anchetei s-a arătat și el, asemenea altora, tendințele neoprotestante, prezicând felul în care a proiectat părintele Iosif Trifa oastea Domnului. În mod mincinos, neînțelegerile dintre mitropolitul Balan și părintele Iosif Trifa se refereau la unele practici religioase cu privire la cultul icoanelor și a murților. La proces a fost acuzat că a desfășurat o intensă activitate de propagandă în favoarea oastei Domnului. A participat la multe adunări, a condus activități în zona Galați, împreună cu Paniador, Alice, l-a vizitat pe Traian Dorz când avea domiciliu obligatoriu și a cerut indicații despre felul în care să activeze. Cu ocazia adunărilor, inculpatul ținea predici prin care îndemna membrii prezenți de a nu se supune legilor statului și a nu participa la activități politice și culturale. În anul 1947 a intrat în legătură cu Wulbrand Dicha, unul din conducătorii misiunii norvegiene din București, de la care a primit suma de 120 de milioane de lei pentru ajutorul membrilor încadrați în oastea Domnului, ca drept răsplată pentru acest ajutor, inculpatul a primit sarcina de la misionarul norvegian de a fotografia mai multe familii de țărani săraci și a-i trimite fotografiile care urma să fie trimise apoi în străinătate, cu ajutorul cărora să aducă calomnii regimului democrat popular instaurat în țara noastră. A fost condamnat de Tribunalul Militar Cluj prin sentința 510 pentru uneltiri împotriva orândirii sociale, articolul 209 Cod Penal, la 12 ani muncă zilnică. A fost eliberat la 4-8-1964, fiind gratiat prin decretul 411-1969. A fost încarcerat la MAI Galați, Gherla, Aiut, Salcia. Sunt mai multe date despre frate Constantin, mă opresc aici și am vrut să arăt doar felul cum cei de atunci, regimul împotriva umanității, să-i spunem așa, împotriva lui Dumnezeu, împotriva urmașilor lui Dumnezeu, au putut să scornească astfel de învinuiri, că ar fi împotriva regimului, împotriva poporului și așa mai departe. Dar frate Constantin și-a înțeles menirea lui pe pământul acesta și nu a dat înapoi o clipă. Pentru că el a înțeles ceea ce a spus Dumnezeu și cum s-a amintit la început. Merge și faceți ucenici în toată lumea. El a mers și sunt multe date referitoare la activitatea fratelui Constantin în zona noastră și chiar în întreaga țară, pentru că el acest lucru și l-a dorit. Să-l facă cunoscut pe Dumnezeu ca să primească el mântuirea și cei apropiați lui și întreg poporul. Așa cum spune Isaia și s-a amintit și lucrul acesta la început, căci în 52, cu versetul 7, ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduc vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Iată glasul străjerilor tăi răsună, ei înalță glasul și strigă tot de veterie, căci văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Lucrul acesta l-a înțeles înaintașii noștri, printre care și fratele Constantin, pentru că atunci, după al doilea război mondial, când țara era zbuciumată din toate punctele de vedere, și economic, și cultural, și nu se mai gătea liniște, Dumnezeu a ridicat astfel de oameni, ca poporul nostru și noi, să ne putem găsi liniștea și speranța în Dumnezeu prin cuvântul Scripturii, care El l-a făcut cunoscut de fiecare dată. Și tot Isaia spune în capitolul 49, cu versetul 15, un lucru care s-a adeverit și se adeverește de fiecare dată.
Poate o femeie să-și uite copilul pe care l-ar lătează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă el și l-ar uita, totuși eu cu niciun chip nu vă voi uita. Chiar dacă situația era destul de grea în vremea aceea și de-a lungul anilor, Dumnezeu a avut grijă de fiecare dintre noi ca această lucrare și această misiune de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-L face cunoscut pe Dumnezeu nu a dispărut, pentru că Dumnezeu a avut grijă de ea și de fiecare dintre noi. De aceea trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu și să ne aducem aminte de mai marii noștri. Și tot Isaia, în capitolul 50, două versete, citesc versetul 4, să vedem încredințarea fiecăruia dintre noi și în mod deosebit a celor de care ne aducem aminte astăzi. Și spune așa, dar încep cu versetul 2. Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când am strigat? Este mâna mea prea scurtă ca să răspund, să răscumpere? Sau n-am eu destulă putere ca să izbăvesc? Cu mustrarea mea, eu usuc marea și prefac râurile în pustie. Peștii lor se strică din lipsă de apă și pierd de sete. Îmbrac cerurile cu negură de jale și le învelesc cu un sac. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înfiorez cu vorba pe cel dogorât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obraje înaintea celor ce smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocările și de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat. De aceea nu m-am rușinat. De aceea mi-am făcut fața ca un cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Am amintit aceste versete pentru că așa au înțeles înaintașii noștri și nu s-au dat înapoi. Cred că ați citit cartea Statornic pe cale. Și acolo descrie fratele Constantin chinurile și necazurile prin care a trecut în cei 12 ani de detenție, dar n-a dat înapoi. Chiar dacă așa cum spune Isaia aici, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba, dar Dumnezeu m-a ajutat. De aceea nu m-am rușinat. De aceea mi-am făcut față ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Și am văzut și imagine, felul cum ne-a vorbit fratele, nu s-a dat înapoi. Și până în ultima clipă el a ținut același deziderat, aceeași idee, că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeul nostru care nu ocotește iertând. Trebuie să urmăm și să mergem pe calea pe care ei ne-au arătat-o, sigur fiind că vom ajunge la căpetenia de săvârșire, adică la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru această ocazie minunată de a fi din nou împreună. Vă spun și acum, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult că pot să particip și să ne bucurăm împreună de acest dar pe care Dumnezeu ne-l oferă în clipele acestea. Și așa cum am spus la început, că și Domnul Iisus este în prezența noastră și noi să stăm ca în prezența lui Dumnezeu, primind din partea Lui tot ceea ce El ne oferă, pentru că așa cum am spus, El ne iubește și vrea să fim ai Lui, slăvit să fie Domnul.